Primul copil adus pe lume la maternitatea din Roma în această perioadă s-a născut în prima zi de Paști, mama aflându-se la a doua naștere pe cale naturală. Da, în cele două zile nu a avut loc nicio naștere. În cursul zilei de astăzi, dimineața la 7:10, s-a născut un băiețel de 3 kg, o naștere naturală, fiind a doua naștere a unei a mamei. În a doua zi de Paște au mai venit pe lume încă doi copii, un băiat și o fetiță, ambele mame având domiciliul în mediul rural. La a doua zi de Paște, în secția de neonatologie s-au înregistrat doar două nașteri. Este vorba de doi copii născuți la termen, cu naștere pe cale naturală fiziologică, un băiețel și o fetiță, ambii provenind din mediul rural și sănătoși. Din păcate, indicele demografic este din ce în ce mai scăzut, ceea ce reprezintă un mare semnal de alarmă privind depopularea României și a celei mai sărace zone acesteia, Moldova.